un video scurt de natură despre cauza profundă a dezechilibrelor din corp și ce, la ce mă refer când spun nu tratați simptomul. Ieri vine Radu spre mine, mami, mă doare puțulica. Prima întrebare, te doare când faci pipi sau te doare așa când alergi despre mine, ca să văd dacă e o leziune fizică sau infecție urinară. Și stă el, se gândește și mi le spune pe amândouă. Și când fac pipi și când alerg. Și am zis, ok, hai că te urmăresc. Nu trec nici 2 minute și merge și mai face iarăși încă o dată pipi. Ok, și mi-am dat seama că e infecție urinară sau cum s-o fi numit și ce se numește în medicina alopată și imediat m-am întrebat în mine, am sondat în mine, ok, ce șoc profund a avut. Ieri era bine, deci așa mi-a mers procesul. Ieri era bine, astăzi nu e. Ce s-a întâmplat de ieri până astăzi? Unde a fost și un șoc în el? Pentru că rinichii țin frica, v-am mai zis, când a simțit el frică? Ah, și mi-a revenit. Ieri a venit fugind înspre mine, panicat, într-un plâns din ăla de s-a oprit doar în brațele mele, cu o frică intensă. Vine capra. Și venea, ea simțea că o să nebunesc, deci un plâns din ăla de nebunesc dacă mă prind oamenii ăștia, o să mor. Și s-a oprit și mi-am dat seama că frica aceea i-a blocat corpul, i-a blocat fizicul. Na bun, ăsta e primul nivel. Mi-am dat seama de frică. Mai în profunzime, a fost următorul pas pe care l-am făcut. Seara la culcare, l-am pus să-mi spună ce ar vrea să facă în episodul acesta, să ne ducem înapoi în timp, să fie iarăși acolo la hintă, unde el era în curte, și să îmi spună ce ar vrea să se întâmple. Și mi-a spus că vrea să închidă toate porțile și să nu mai vină capra. Am încercat să văd unde e frica. Frica de cum arată, frica de ce înseamnă. Le-am luat pe toate, le-am detaliat. Deci mintea rațională înțelege. Înțelege că acolo e un lemn, înțelege că acolo e un om. Deși aievia, când omul și-a pus tot angrenajul pe el, el nu mai credea povestea. El vedea dincolo. Și i-am spus, și lui Andrei să mai încerce să explice rațional, că nu e vorba de rațiune, că a înțeles. A înțeles ce presupune. Undeva în interiorul lui era mai adânc și la culcare am zis că vreau să merg în trecut. Și să-i aducă pe toți, să facă călătoria cu mine și pe toți Radu a lui, de la zero la câți ani vor ei, să ne ajute. Și să ne spună care din Radu, să-i întrebăm care din Radu se simte înfricat și nu-i place capra. Mi-a spus că toți ridică mâna și am zis că bun, hai să le alegem pe primul. Și mi-a zis că Radu de 2 ani. Și ducându-mă pe pozele de Radu de 2 ani, am văzut că am petrecut Crăciunul la ai mei și Revelionul la ai lui Andrei. Peste tot, Radu era pozat cu ceva mascotă. Ba un om de Crăciun, moș de Crăciun, ba o mascotă mai mare. Eu nu cred că copilul a înțeles și a procesat ce s-a întâmplat și acum a venit asta așa ca un monstru mai mare. Ok, deci ce am auzit eu? Am auzit frica, am auzit rinichii blocați, m-am dus și am făcut vindecarea la nivel mai profund, nu i-am dat din start la cap sistemului urinar pentru că nu aș fi aflat toate astea, pentru că de acolo el îmi putea dărui informații.
Evident, deci n-am mai apucat să-i dau. Merișor ar fi fost my best guess. Extract de merișor, gemoterapic. Nu a mai fost nevoie pentru că dimineața asta el a eliminat tot. Nu e nevoie de antibiotice și de medicamente și de consultații și de toată trauma aia care chiar i-ar crea o traumă. La nimic i-a blocat să mă duc să-l pun în preajma unor oameni care nu-i știu viața și situațiile. Un doctor nu i-ar fi știut niciodată situația asta. N-ar fi făcut niciodată conexiunea. Deci pentru el a fost de folos. Vă pup!